Elevii și studenții au avut ocazia să vadă cum se lucrează și cum se desfășoară activitatea într-o instituție care asigură cel puțin la nivel teoretic triumful justiției. Zeci de elevi au trecut pragul Tribunalului Sibiu și chiar au asistat la ședințe de judecată, în vreme ce studenții de la drept au preferat să viziteze parchetul de pe lângă tribunal. Ziua de 25 octombrie este Ziua Europeană a Justiției, iar cu acest prilej tribunalul și parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și-au deschis larg ușile pentru a-i primi pe cei dornici să afle mai multe despre cum se desfășoară procesul de justiție într-o astfel de instituție. Încă de la primele ore ale dimineții, elevii de liceu au luat cu asalt Tribunalul Sibiu. În timp voi prezenta un pic sistemul. La nivelul țării noastre sunt 15 curți de apel. Fiecare județ are un tribunal și sunt 176 de judecătorii în toată țara. Tinerii au făcut turul instituției, au fost inclusiv la registratură și la bibliotecă, dar atracția a constituit o sală de judecată. Vom intra într-o ședință de judecată de civil. Rugămintea mea este să faceți liniște totală. Telefoanele mobile, dacă le aveți, vă rog, puneți-le pe silent, da? Ca să nu deranjăm ședința de judecată. Președintele completului de judecată știe că vom vizita sala, da? Dar rugămintea mea, liniște totală, totală. Intrăm toți odată și facem liniște. Telefoanele mobile, silent. S-a terminat o precizare și s-a comunicat la ați fac cunoștință de precizarea de acțiune. Am verificat la sală. Da? Bun. Alte cereri, doamna avocat? Da. Dumneavoastră, nu? Instanța constată, faza probatorie încheiată, poftiți cu gândul în fond. Am precizare. Știu că am venit la terenul anterior și un înscris care reprezintă un dialog purtat pe format electronic cu pârâta, cu sugerarea pârâta, care a fost transmis reclamantei. Nu știu dacă colegul meu vrea să ia cunoștință de acestea, nu știu dacă a studiat dosarul cauzei, dacă nu, eu l-am și nu pot rămâna. Este relevant. Este... Doamna președinte, să vă văd în această speță de un calcul matematic până la urmă. S-au dat, nu s-au dat banii. Noi opinăm că probabil s-au dat banii, avem de asta vedea pe fondul cauzei. Am reținut. Eu am vrut să știu dacă colegul solicită să aibă acest înscris, pentru că mi-a fost din eroare comunicat nouă. Acum este nevoie să fie la 128, dar nu știu. Eu m-am luat doar cu această precizare, cu cât timp mi-a redus și la cât timp. Nu vreți să luați cunoștințele? Dacă mi-a redus și mie colega, s-a fost să-l verifie. Sunt sumele care au fost încasate de reclamantă. Da. Păi luni. Da, o să evaluăm la acel termen cu persoana care a corespondat. Eu opinez că are legătură cu dosarul. Am făcut dovada cu plățile efective făcute, mai exact actele, biletele la ordin și bilamentele bancare. La parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, în schimb, au venit peste 80 de studenți la drept. Aș putea să vă spun că din anul 2005, ziua de 25 octombrie, este Ziua Europeană a Justiției. Cu această ocazie am organizat și noi, de altfel, toate instanțele și parchetele din țară, evenimentul de tip uși deschise. Am invitat la sediul unității noastre de parchet pe toți cei care sunt interesați, în special studenții de la facultățile de drept din cadrul Universității Lucian Blaga, Universității Româno-Germane, pentru a lua cunoștință și a lua contact cu activitatea pe care o desfășoară procurorii. Cu această ocazie, cei care sunt interesați pot afla mai multe despre activitatea noastră, dar și despre drepturile care le au și obligațiile ca și cetățeni ai acestei țări. Aceștia au vrut să vadă cum arată o sală de ședințe și să afle din gura procurorilor cum se instrumentează un caz. Aceasta este sala de ședință, sala în care noi săptămânal ținem o ședință de analiză a soluțiilor, hotărâm orice alte activități pe care urmează să le facem în săptămâna respectivă, analizăm soluțiile, cele care sunt pronunțate de către Tribunalul Sibiu în săptămâna respectivă pentru a putea ști dacă vom declara apel sau recurs în cauzele respective. De asemenea, tot în această sală ne întâlnim ori de câte ori există o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, orice speț să o discutăm, așa încât este o sală de ședință generală, ca să spun așa.